Strandurile termale din Șofronea și cel din cartierul Arădean Gai vor fi deschise chiar și în sezonul rece. În aceste zile, în ambele stranduri se fac pregătiri pentru continuarea activității. Chiar și astăzi, pe o zi ploioasă, la Șofronea a fost lume multă la o baie în apă termală. Vinim și vara, vinim și iarna, vinim într-una când ne place. Da, da. Spunea domnul Negrea că va face ceva amenajat aici și pentru iarnă, acoperit. Da, ar fi foarte bine. Deci și așa bine, și... dar da, ce... o fi bine dacă mai fi ceva în plus. Bine, deci ca tratamentul, e cam cea mai bună apă din zona asta, e foarte bună. Acum condiții, și prețul, și prețul, și e bune, nu am nici Principalul e tratamentul, să fii ce bine. Venim, când e zăpada pe palmă, la minus 15 grade, dar și ce se plăcut e. Exemplu, când ieși din apă până din braț, nu, nu răcești, nu, e plăcut. Având experiența anilor trecuți, când au fost multe solicitări pentru a ține strandul deschis, proprietarul va face investiții în această toamnă la șofronea. Sezonul estival a trecut, într-adevăr, cel de toamnă-iarnă a venit și spre surprinderea noastră a venit mai repede ca și în ceilalți ani. Însă, vizitatorii noștri și clienții noștri fideli vin și iarna aici la băile termale, și pentru că anul acesta cred că vor veni mai mulți ca și în alți ani. Dacă bazinele descoperite de la Șofronea sunt încă deschise, nu același lucru se poate spune despre cele din cartierul Gai. În această perioadă se fac câteva lucrări la bazinul acoperit, acolo unde sunt așteptați pensionarii arădeni. Se apropie într-adevăr toamna cu pașrepes și, și vrem ca să facem închiderea sezonului estival și la băile termale. Și vreau să anunț pensionarii noștri membri că în acest an va funcționa și bazinul acoperit, se lucrează pentru încălzire. Nu putem să zicem că a fost un sezon bun, fiindcă a fost luna iunie și luna septembrie o lună mai capricioasă, dar totuși cine a dorit să-și facă tratamentul s-a putut bucura de apa termală. În ambele stranduri termale și în sezonul rece, prețul de intrare va fi de 5 lei.